Este îngrozitor de frig aici, bate vântul, dar nu voi avea timp în altă zi. Ce se vede aici așa în față este o plantație de plopi și aparține austriacului care are fabrica aia de acolo, de unde se vede fumul ăla ieșind amestecat cu aburi. Schweihofer, cred că e numele lui. Dar nu contează, că se cheamă Schweihofer sau Schwab. Apropo, unde au zis nume din genul ăsta, Schwab, ăia nu sunt nici austrieci, nu sunt nici elvețieni, nu sunt nici nemți. Nu. Aia fac parte din tribul ăla care are senzația că pe unii calcă talpa piciorului, devine proprietar acolo. Și oamenii, trăind cu impresia asta, bineînțeles că se comportă în consecință. Ei, când au venit aici, au cumpărat o grămadă de pământ pe aici, fiecare al 20-lea ogor. L-au cumpărat, este încolo, cât se vede cu ochii. Pe deal acolo este o plantație mare și mult mai mare și mai matură decât asta de aici. Au cumpărat pământ și eu mi-am spus că vor pune paulonia pe el. Dar de oamenii ăștia pot să-i acuz eu și se bănuiesc de multe lucruri, dar nu de prostie. Ei n-au avut paulonia, bineînțeles, sunt plopi. Toate ogoarele așa pe care le-au cumpărat, au pus plopi pe ei. Este cultivat între rânduri, fiecare an se dă cultivatorul de, nu știu, 2-3 ori, nu știu de câte ori. Densitatea este mult mai mare decât la paulonia, nu știu, aici se scoate, să zicem, de pe o suprafață oarecare, scoți un metru cub de lemn, paulonia scoți probabil 20 de centimetri de pe aceeași suprafață și bineînțeles că oamenii nu are rost să pună, ei trăiesc în lumea reală, nu pe tărâmul tralala. Pe tărâmul tralala au trăit și trăiesc în continuare cei care le-au vândut parcelele astea de pământ lor. În ultimii 2-3 ani nu au mai cumpărat și nu au mai plantat nimic. Am senzația că ori nu li se mai dă subvenție, pentru că primeau subvenție multă pentru așa ceva, pentru nemernicia asta, primeau subvenție, bineînțeles. Ori e schimbat ceva în legislație, ori nu mai este voie de scos pământ din circuitul agricol și făcută pădure pe el. Acolo pădurea ce se vede în zare o să rămână fără copaci în relativ scurt timp. Se întâmplă asta chiar de până altul, dar în relativ scurt timp o să rămână fără copaci. Bineînțeles că pretutindeni, unde o să vedeți materiale realizate pe internet cu împăduriri, pretutindeni. Nu o să găsiți niciun singur caz. Eu am văzut sute am văzut. Autoritățile române, persoane particulare, firme, mă rog, nu contează cine. Deci nu împădurește, reîmpădurește pădurea. Aia rămâne așa, cioate, tăiate și ce crește de la sine, ce nu, așa rămâne. Se împădurește ceva de genul cum e împădurit aici. Da? Teren scos în cel mai bun caz, dar și aici, asta e teren agricol, chiar dacă e un pic de deal aici, așa, nu e teren chiar ca în palmă, dar este teren agricol. Pământ scos din circuitul agricol și plantat copaci. Plantat copaci pe el. Cei care fac așa ceva, plantează paulonia pe așa ceva, înțeles că este o nemernicie la fel de mare ca și că așa zis o austriac de aici, care a plantat plopi. E aceeași situație. Să scoți
pământ, din, faci din teren agricol să-l faci plantație de paulone, aia că or paște vacile printre el, oile sau nu știu, aia sunt basme, dar dormit copii. Și paulonea nu se comportă, în primul rând, așa cum o descriu cei care vând, indiferent ce ar vinde ei, butași, semințe, răsaduri, rădăcini, nu contează ce. Vând ceva și mai sunt unii care au de gând să cumpere. Când ajunge ea la maturitate și ei sunt cu propaganda pe internet, înșelând lumea. Profită de faptul că noi suntem spălați în fiecare zi pe creier, începând din grădiniță, practic, continuând cu școala și așa mai departe. Cum ai deschis televizor, radio, e aceeași propaganda a morții, non-stop, 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 non-stop. Și nu mai reușește să deosebească adevărul de minciună când vede niște imagini, aude un comentariu, nu-și mai dă seama de nimic. El crede că dacă vede ceva pe internet, niște copaci, îi spune ăla care îi prezintă acolo aia ce vinde el, îi spune că aia a crescut în 2 ani, el și crede treaba aia. Și așa ajungem, străini la noi în țară, uite așa cum se vede aici. Pentru că aici proprietari români nu vor mai fi niciodată, da? Deci, asta e.